Chirurgia plastică înregistrează cote maxime și în Moldova, alături de producători de renume, cum este Establishment Labs și distribuitorul exclusiv Leader Beauty SRL. Producătorul pune siguranța pe primul loc și a creat noua linie de implanturi mamare Motiva Ergonomix. Prezentarea implanturilor Motiva a avut loc în fața a 10 de chirurgi plasticieni din țară. Evenimentul a fost însoțit de un masterclass cu augmentare mamară live, susținut de 3 doctori din Rusia, Bulgaria și Polonia. Those are great devices. It's a sixth generation of breast silicone devices with new textures, new, more modern gels and giving us more natural look of the breasts. Normally, after 6 months, patients don't remember that they had breast implants inserted to their body. All the patients remember is the plastic surgeon that created a nice, natural looking breast. Unicitatea implanturilor constă și în forma acestora, ce combină avantajele a două tipuri de proteze obișnuite, rotunde și anatomice. Implantul ergonomic Motiva își schimbă forma în funcție de poziția corpului pacientului, fiind similar cu cea a unui sân natural. Vreau să scot în evidență un model care îl are doar în exclusivitate Establishment Labs. Dacă stă pe poziția culcată pacienta, deci vedeți că este implantul rotund, cum ar fi. Atunci când ea revine pe poziția verticală, deci sânul, repet, deci gelul se prelinge în jos și repetă forma sânului. Statisticile demonstrează, iar chirurgii plasticieni confirmă. Operația de augmentare mamară este cea mai răspândită în lume. Este una dintre cele mai des efectuate operații plastice și estetice la noi în țară și în general în lume.